Hello, dear darling, și bine ați revenit pe canalul meu. Dacă este duminică, este evident Simple Sunday sau cum spun englezii, duminica simplă. Ei bine, dragii mei, astăzi vom trece la pasul următor și anume iluminatorul. Și bineînțeles vom vorbi și despre tipurile de iluminatoare și pentru ce anume sunt folosite. Ca să nu pierdem vremea, vă voi spune direct că sunt două tipuri de iluminatoare sau chiar trei, dacă luăm și sticurile în considerare, respectiv cele lichide slash cremă și cele pudră. Ei bine, pot să vă spun că cele lichide și cremă se folosesc pentru tenul uscat, iar cele pudră se folosesc pentru tenul gras. Ceea ce nu știți voi este faptul că iluminatorul se folosește și în funcție de tenul vostru, și anume de culoarea tenului vostru. Ceea ce înseamnă că pentru tenul măsliniu, în general, se folosesc nuanțe calde ale iluminatorului, adică auriu, piersică. Dar acestea sunt perfecte în mare parte și pentru sezonul cald, când tenul este bronzat și ușor măslinic. Pentru tenul deschis, în schimb, care se bronzează de obicei roșiatic, avem în general nuanțe ușor mai reci, adică un roz, un argintiu, oricum orice ar avea reflexii argintii ar merge absolut perfect pentru un ten deschis la culoare porțelanic, roz, chiar și dacă este destul de bronzat și se face roșu, pentru că știm cu toate că există astfel de tipuri de ten, probabil și voi aveți unele dintre voi. Dar nu-i nimic, există tipuri de iluminatoare pentru toată lumea, să se ilumineze absolut toată lumea pe față. Pentru tenul de culoare medie, bine, merge absolut orice tip de iluminator. De asemenea, vreau să vă povestesc despre o tehnică preferată mie pentru tenul uscat, și anume tehnica strobing. Poate fi folosită și pentru tenul mixt, nu neapărat pentru tenul gras. Pentru tenul gras nu e cea mai bună opțiune. Știu că foarte multe dintre voi ați fost probabil interesate sau ați aflat și voi de acest trend minunat cu tehnica strobing. Ca atare o să vă fac o mică teorie, iar apoi ne vom apuca și de treabă. E bine, tehnica strobing ține de aplicarea iluminatorului în anumite puncte cheie ale feței pentru un aspect mai luminos. Se folosește de asemenea și pe timpul verii pentru că dă un aspect super glowing. Și să-mi iau oglinda aproape și am să mă fac pe jumătate de față cu tehnica strobing, iar pe cealaltă jumătate de față o să-mi iluminez pur și simplu fața. Este foarte important să înțelegeți că iluminatorul, în general, nu se folosește foarte mult când vrei să ieși ziua undeva, pentru că este exagerat ce arată sinistru. Seara mai merge, dar ziua, nope. Pentru astăzi am să folosesc unul dintre iluminatoarele mele preferate de la Bell, despre care am vorbit deja în miercul la metrou, și am să încep pe partea aceasta cu tehnica normală de iluminare a feței. Iau cu o pensulă angulară, scuturi, nu vrem să punem foarte mult, în special ziua, și merg întotdeauna de la osul pometelui în jos, dar nu merg pe partea aceasta de obraz, unde deja există pori, pentru că nu veți face altceva decât să vă evidențiați și mai tare porii. Și nimeni nu vrea să-și evidențieze porii, cu atât mai mult dacă există și pori foarte deschiși. Și mi-am pus doar în această liniuță, din câte ați observat. Dacă vreau să merg ușor mai mult, nu foarte mult, pe restul feței pot să vin ușor pe punta lui Cupidon pentru a mări buza de sus, pentru a da impresia de mai mult volum. Și cam atât. Adică eu n-aș pune mai mult. Puteți să puneți mai mult, dar am să vă arăt în tehnica strobing cât de mult puteți să puneți. Și acum să trecem pe partea cealaltă și să vă arăt tehnica strobing. Evident, vom face exact același lucru când vine vorba de acest os al pometelui. Ceea ce este diferit față de partea aceasta este faptul că mă duc ușor mai sus, formând acest că urmărindu-mi osul, ca să înțelegeți unde trebuie să vă opriți în ambele părți ale feței, întotdeauna undeva în zona aceasta. Nu trebuie să coborâți mai jos cu iluminatorul de această zonă, pentru că mai jos aici există pori. Deci undeva aproape în zona codiței ochilor, nu știu cât de mult vedeți voi, dar undeva în zona aceasta. Mami, o pensula e aproape în coada ochilor. Ca și punct cheie pe zona de strobing este de asemenea arcada sprâncenei, pentru că de obicei aici pică lumina cel mai mult, sub sprânceană, evident pe puntea lui Cupidon, ușor pe bărbie, în colțul intern al ochiului, bine cu pensula asta, dar mie mi-e lene, sincer, așa că continuăm. Și pe vârful nasului. Eu nu pot spune că sunt super fan această tehnică datorită faptului că ar trebui să-mi dau și pe vârful nasului și de obicei nu vreau să-mi pun nimic iluminator pe vârful nasului,
dar în general aceasta arată foarte bine. Ok, deci cam aceasta este tehnica strobing. Din câte vedeți, mi-am aplicat în puncte cheie și anume deasupra arcadei, sub arcadă, în acest C format de osul pometelui, pe nas, pe punta lui Cupidon și puțin tel de tot pe bărbie. Chiar se vede diferența având în vedere că pe partea cealaltă mi-am dat mult mai puțin, nu știu cât de mult vedeți voi, dar sunt mult mai mată pe această parte, iar pe această parte sunt mult mai luminoasă, mult mai glossy așa. Adică lucrul ăsta merge foarte, foarte bine pe timpul verii. Mie mi se pare super ok, îmi place foarte mult această tehnică folosită pe tenul uscat, așa că, fetelor, sper că v-a fost folositor acest videoclip. Am să iau și această oglindă din cadru. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați subscribe canalului meu pentru mai multe Simple Sunday. De asemenea, un like acestui clip dacă vreți să continui această serie și vi se pare folositoare. Și mă găsiți și pe Instagram și pe Facebook. Și nu uitați, dragile mele, până data viitoare, always love makeup.